Bună seara, domnilor și domnilor, la Capital Special. În această emisiune i-am alături de mine pe echipa Pro-România din Petrila, în frunte cu Dorin Cortean, care este și candidatul Pro-România pentru funcția de primar la orașul Petrila. Alături de Dorin Cortean se află Lavinia Barb și Doru Bălănesc, candidați la rândul lor pentru fotoliul de consilier local. Bună seara, domnilor! Bună seara! Iată că suntem, ne aflăm în linie dreaptă înainte de alegeri, nu mai suntem deja în a doua jumătate a campaniei electorale. Mulți credeau că e o glumă, că aceste alegeri locale sunt o glumă, că se vor amâna, că se vor anula, că mai se mai dă un mandat așa din oficiu. Uite că până la urmă se vor ține pe 27 septembrie și contracandidații dumneavoastră, domnule Cortean, care mai de care și fac campanie electorală, și-au scos armele și au scos la atac. Dumneavoastră, cu ce noutăți veniți? E, și noi la rândul nostru am început mult mai activ campania electorală. Astăzi chiar am plecat mai repede de pe teren, tocmai în vederea să ajungem la emisiune. Într-adevăr, fiecare contracandidat încearcă să convingă electoratul că ei sunt cei mai buni și că merită să fie votați. Eu am mers pe un alt considerent. Cred că trebuie să ne prezentăm echipa și oamenii să o studieze. Iar după ce o va studia, le-am oferit și câte un pliant în care ne prezentăm pe noi ca și echipă, eu ca și candidat al Pro-România și obiectivele pe care dorim să le realizăm pentru următorul mandat. Acum, după ce vor studia, le-am și spus oamenilor, nu venim să vă cerșim votul, noi venim să vă prezentăm echipa, să mă prezint pe mine, echipa mea și obiectivele pe care dorim să le realizăm în următorul mandat. Obiective, spun eu, care sunt realizabile, nu sunt figurații și nici lucruri care nu se pot realiza. Am trecut anumite obiective pe care le putem înfăptui și pe care putem să le realizăm pentru comunitatea petriliană, iar cetățenii, analizând pliantul respectiv și studiindu-l, pot să gândească și să judece limpede dacă merită să fim votați sau nu. Și chiar acest lucru îl și solicit cetățenilor, dacă au ceva de obiectat în dreptul nostru, atunci să nu ne voteze. Dar dacă consideră că suntem o echipă promițătoare și o echipă competitivă, competentă și inteligentă, și eu consider că am făcut cea mai competitivă și inteligentă echipă din Valea Jiului, pot să spun, pentru că pe unde am trecut, pe la televiziuni și pe la posturile de radio, mi s-au spus de către moderatori că suntem cea mai tânără echipă din Valea Jiului. Acum, este adevărat că lângă mine au venit oameni din toate domeniile de activitate, oameni care pot să aducă un aport propriu la beneficiul comunității, prin ideile lor, prin inițiativele lor și putem să facem ceva bun pentru comunitatea petriliană. Da, alături de dumneavoastră, așa cum aminteam, se află Lavinia Barb și Doru Bălănesc. Să încep cu Lavinia Barb. Acum vreau să fac eu o paranteză, pentru că nu v-am spus. De ce i-am ales pe cei doi să vină cu mine? Am ales cel mai în vârstă candidat de pe lista mea, care este Doru Bălănesc, cel mai tânăr candidat, cea mai tânără candidată de pe lista mea, care este Lavinia Barb. Am spus, fiind ultima emisiune în care vin cu și îmi prezint colegii de partid, am zis să vin cu cel mai tânăr și cu cel mai în vârstă candidat, pentru ca oamenii să vadă și media de vârstă pe care o am în lista mea de consilier. Lavinia, acum nu se supără nici Doru că îi prezint vârsta, Lavinia are 23 de ani împliniți, Doru are 52 de ani împliniți. Eu zic că suntem o echipă destul de ambițioasă și destul de tânără pentru a promova în Consiliul Local. Da.
Lavinia Balbu, de ce ați ales Pro-România și de ce îl susțineți pe Dorin Curtean? Am ales Pro-România datorită faptului că este format Consiliul din oameni tineri cu diverse profesii. Consider că acești oameni o să ajute pe Trila să se dezvolte, nu să rămânem la același stadiu cu proiectele, ceea ce înseamnă asfaltare de drumuri. Vrem să ne înlărgim orizontul, să ajungem cât mai departe. Iar pe domnul Dorin Curtean vreau să-l susțin pentru că este un om ambițios. Mă regăsesc în aceste calități, zic eu, un om implicat. Pe parte pot să ajut comunitatea, pe partea profesională, datorită faptului că în momentul actual lucrez ca director de dezvoltare business al unei companii cu renume în Petroșani, dar nu numai. Și putem să ajutăm oamenii să se califice și să dezvoltăm noi proiecte. Bun, v-ați înscris în Pro-România datorită lui Dorin Curtean? Datorită ambițiilor și lucrurilor pe care el o să le dezvolte în viitor. Pentru că așa cum Pro-România este un partid de lider, avându-l în frunte pe Victor Ponta, în jurul căruia s-a coagulat o întreagă echipă, nu? Și în jurul lui Dorin Curtean s-au coagulat o serie de personalități locale. Mă gândesc la domnii directori din companie pe care îi aveți în echipă și, mă rog, și multe alte personalități locale. Toți cei care au venit lângă mine, încă o dată mă repet și repet lucrul acesta, toți cei care au venit lângă mine au venit nu neapărat din obligații sau forțați, ci au crezut în proiectele pe care le-am făcut de-a lungul timpului, au văzut lucrul acesta și mai mult de atâta au văzut că m-am implicat foarte mult să ajut oamenii din afara administrației publice locale pe o schema de proiecte de finanțare, tocmai în vederea ca să dezvoltăm comunitățile. Lavinia vine dintr-o comunitate, să zic așa, periurbană a orașului, unde chiar îmi propusese la un moment dat, zice, bă, hai să începem să dezvoltăm zona noastră, adică zona, ea vine din Jeț, zona Cimpa, Dor vine dintr-o altă zonă periurbană de Taia și chiar discutam cu toți colegii mei care locuiesc în zonele respective, să încercăm să dezvoltăm zonele acestea. Dau exemplu Maramureșul, care nu este o zonă atât de, să zic, muntoasă cum este la noi în Valea Jiului. Este o zonă de deal, da? Și atunci cei de acolo și-au dezvoltat sute de pensiuni, unde tranzitează turiștii și fac bani doar din treaba asta. Ei nu au locuri de muncă, să zic, la fabrici și uzine. Doar din asta trăiesc, din turismul, din agroturism. Pe când și la noi se poate promova lucrul acesta și chiar ei sunt primii interesați să de-abia așteaptă să dea drumul la finanțări pentru ca să poată să-și promoveze proiecte, ca să-și transforme casele de locuit în pensiuni agroturistice. Și vrem să dăm startul cu oamenii din echipa mea pentru ca și ceilalți să fie impulsionați și să vadă că se poate. Da. Domnule Bălănesc, la voastră aceeași întrebare, aceleași două întrebări. De ce Pro-România și de ce e Dorin Curtean? Dorin Curtean pentru faptul că este cel mai bun candidat pentru funcția de primar al orașului Petrila. O spun cu toată seriozitatea, băiat inteligent, altruist, tenace, se implică total în tot ceea ce face, în pas cu tehnologia modernă, implementează proiecte, are vreo 20 proiecte pe startup, 6 pe AFIR, am discutat cu el. Deci, nu este ca ceilalți candidați, de exemplu, care unul are o vârstă mai înaintată, altul are alte preocupări, om de afaceri, obiază lemn, are alte treburi, nici de cum cu IT-ul, cu tehnologia modernă. Deci trebuie să fii și în pas cu acestea. De ce Dorin Curtean? Pentru că Dorin Curtean este, când va câștiga și fotoliul de primar, acum, este un om cu picioare pe pământ. El nu se lasă condus de nimeni. Nu ca și în momentul de față actualul primar. De exemplu, actualul primar nu conduce el pe Trila.
E un pic așa, el este condus de la centru. O să confirme și domnul Curtean, el este condus de administratorul județean Costel Avram. De ce vă spun toate astea și mă bazez pe ce spun și vă dovedesc prin ce am făcut după campania din 2016, în care am fost și eu implicat cu Dorin, cu Jurca, prin faptul că aveam pe fosta mea soție, Dorința Maria Bălănescu, care e candidat la Consiliul Județean. Am fost cheie peste tot, tot timpul. Când s-a terminat alegerile, am început să împartă posturile și atunci, fiind și amic la vremea respectivă cu Avram, am văzut și am văzut ce se face, ce se întâmplă, cum se dau funcțiile posturilor. Atunci s-a înființat societatea asta Edilprest, stabilizare și curățenie din Petrila, unde a pus-o director, deci era unul lui, să fie acolo în Petrila, lângă Jurca. După nu mult timp a ieșit la pensie domnul Vărgatu Toma, era secretarul primăriei orașului Petrila. A stat stroie un pic, cât a stat, iarăși a băgat Avram coada, a adus-o pe domnișoara de ani de la Pasăr, juristă, a pus-o secretarul primăriei, doar niște grei de față. Deci încet, încet și-a pus oamenii lui acolo și să se bage în tot ceea ce există la Petila. De-aia vreau cu Dorin Curtean să arungă primar, să se conducă el singur, să nu fie condus de alții, în primul rând. Noi ca echipă susținem, avem o echipă tânără, ambițioasă, oamenii n-au mai făcut politică, numai el și Adi Preda. Ceilalți nu. Ingineri de la mine avem profesor. Nu a făcut politică, domnule Bănuț? Am făcut, să zic așa, în linia a doua, v-am zis, nu m-am implicat pe ăla, nu aveam loc, era fosta soție care a făcut politică. A fost și la Liberal, în 2012 a consiliere locală. Dar nu, lăsați-o pe fosta soție, că acum despre noastră... Nu, vreau să zic că n-am făcut politică... Deci n-ați fost înscris în partid, nu? Am fost înscris în partid. La PSD, unde? La... Prima dată la PNL și după aceea la PSD. Am făcut campanie împreună cu Jurga, cu Dorin Curtean, cu... și în 2016. N-aveam cum să stau deoparte. A fost echipa, a fost în 2016 echipa de succes. Acum echipa de succes echipa s-a despărțit și să vedem succesul. Echipa de succes a fost că Dorin Curtean a adus un mare aport ca domnul Vasile să consigă fotolii primar. Nu cum zice dânsul că a dus el pe acolo 1000 de voturi și cam atât, chiar așa. Chiar și-a pus amprenta pe acele alegeri de Dorin Curtean. Știu bine, pentru că am participat și eu în calitate de trus de presă la acea campanie și știu că echipă a fost echipa câștigătoare, Dorin Curtean cu Vasile Jurca. Acum, mă rog, datorită unui lucru pe care nu le comentăm acum, această echipă s-a despărțit, fiecare candidează independent unul de celălalt. Acum candidează și fostul primar Ilie Păducel. Ecuația este deosebit de complicată. Așa e, dar părerea mea că, cred că domnul Păducel totuși are o vârstă înaintată, a fost atâtea mandate, nu zic, a făcut lucruri bune. Domnul Păducel a fost ce a filmat, că domnule, sunt sănătos, fizic, mă simt bine, sănătos, mai rezist 20 de ani, vreo 4 mandate, 5, dacă are, chiar s-ar putea. Acum noi nu dorim nimănui să nu aibă mandat, sigur că nu. Avem tot respectul față de fostul primar și dorim în continuare trai mult și sănătate lungă. Da. Pentru că vreau ca să trăiască mult și să aibă sănătate, tocmai să vadă după ce voi câștiga alegerile la Petrila, ce pot eu să fac în 20 de ani. Da. Și aș vrea să trăiască încă 20 de ani, cât a avut el mandatele, să vadă ce pot eu să fac în 20 de ani pentru Petrila. Deci să avem mai multe mandate de 20 de ani. Mă rog, 22 de ani. Dar eu aș vrea să, chiar m-aș bucura să uite așa în retrospectiva activității mele și să vadă ce lucruri bune se pot face la Petrila prin accesarea proiectelor și a fondurilor europene. Asta mi-aș dori cel mai mult. Și nu doar atât, vreau și actualul primar să se uite la mine, să stea
așa și să mediteze ce putea să facă în 4 ani alături de mine și unde puteam să aducem pe Trila în 4 ani și nu să se laude acum pe ultima 100 de metri că, vezi, Doamne, nu știu ce proiecte a făcut el. Am făcut împreună proiectele, nu le-a făcut singur, a fost o adevărată, aici sunt o serie de... a fost o adevărată echipă. Hai să vă spun, domnule Curtean, aici are domnul primar, mi-a prezentat și mie și am... O adevărată carte de aducere aminte. Cartea guvernării PSD din Petrila, cu asfaltare strada Dacilor, asfaltare strada Cărbunelui Castainor, modernizarea strada Prundului, strada Florilor și alea de pe strada Republicii, asfaltare strada Parângului, asfaltare strada Lunca, reparații, modernizare străzi, trotuare, cartiere 8 martie, 20 decembrie, Tudor Vladimirescu, Minei și Alexandru Sahia, construire grădiniță, program normal 5. Eu le știu pe toate. Deci, e greu să și le citești, dar îmi să le și faci. Proiectele astea le știu pe toate pentru că la marea majoritate am fost inițiator, nu a fost el inițiator la ele. Acum fiind primar în funcție și arogă toate meritele și drepturile. Cetățenii trebuie să înțeleagă un aspect, că nu primarul este cel care face totul în primărie, să înțeleagă un aspect. Dar suntem o adevărată echipă. Nici eu nu fac singur toate lucrurile astea. În spatele meu sunt alți oameni care muncesc și fac. Da? Eu dacă vin cu o idee, o promovez, le spun colegilor, mă, asta vrem să facem în oraș și asta s-a și întâmplat cu toate obiectivele care le enumăr acolo. Și nu scrie și titlul acolo, eu am făcut? Nu scrie că e vorba de credeam PSD. Credeam că scrie și titlul ăsta, eu am făcut lucrurile acestea. Nu zice că, zice că sub guvernarea PSD Petrila. Acum eu vreau să prezint un aspect, ca cetățenii să înțeleagă și eu îi provoc pe amândoi. Chiar și la o dezbatere publică, dacă vor să vină, și eu vin cu contraargumente. Cum are, uitați, eu vin cu contraargumente, dar îi provoc aici să stăm față în față și vechiul primar și actualul primar, să stăm față în față, în fața cetățenilor, și eu să-l întreb, când ai făcut tu toate aceste lucruri, când tu nici măcar veneai la muncă? Când? Nu pot să cred că nu veneai la muncă, domnule. Domnul Cristi Balint, dacă eu vă fac contajul, din 1000 de zile lucrătoare în cei 4 ani de zile, 250 le-a lipsit și cu pontaj real, 250 de zile le-a lipsit. Nu pot să vă contrazic, dacă aveți dovezi, eu îi demonstrez lucrul acesta că n-a fost prezent la muncă și asta pot să spună colegii, deși colegii nu vor face pentru că a implementat teroarea în primărie. Deci a terorizat pur și simplu pe colegii mei din primărie. Se poate să lucreze într-un mediu ostil. Că nu ești moșia ta privată și nu ți-ai privatizat primăria. Deși el asta a făcut, a privatizat primăria, a privatizat utilajele și a privatizat oamenii. Adică consideră că sunt pe moșia lui. Deci să ne înțelegem. Și mai mult de atât, a ajuns să mă fac în fața camerelor de luat vederi un om needucat. Păi să-mi spună mie un cetățean din orașul Petrila. Dar unde s-a întâmplat chestia asta? La un post de televiziune, da? Să-mi spună mie, să spună în fața camerelor de loc, oamenii de el, că eu sunt un om needucat. Păi cum o dovedește treaba asta? Nu spun că n-am ridicat și eu tonul la oameni care au venit cu tonul ridicat, da? Dar până la urmă am ajuns la concluzii pe care le-am putut implementa și rezolva. Dar să fim serioși, și chiar îi provoc pe amândoi să vină într-o emisiune cu mine și să-i întreb foarte clar și eu vă aduc dovezi clare. În mandatul 2008-2012, câte proiecte s-au făcut sub oblăduirea vechiului primar și a mea, ca administrator public, și vă enumer toate proiectele care le-am făcut atunci, cu sume uriașe de bani, milioane de euro am adus în Petrila, da? Eu am făcut o pauză în 2012-2016, da? Nu am fost în cadrul primăriei Petrila. Dar în schimb a fost domnul primar. Au fost amândoi. Și vechiul primar și actualul primar. Și îi rog să vină în fața cetățenilor amândoi să spună câte proiecte și ce sume de bani au atras ei pentru orașul Petrila, cât au fost amândoi. Și o să vedeți câte proiecte au făcut amândoi, da? Și câți bani au adus amândoi. Și eu vă spun, în 2016-2020, sumele fabuloase de bani pe proiecte, la care am avut o contribuție considerabilă eu, da? Dovadă că în mandatul 2008-2012, vechiul primar cu mine s-au atras fonduri de sute de milioane de euro,
În 2012, 2016, sub oblăduirea celor doi, vechiul primar și actualul primar, s-au atras fonduri de maxim 1 milion de euro, da? Și din 2016-2020, sub oblăduirea actualului primar și a mea, am atras fonduri de sute de milioane de euro. Și atunci ai rog pe cetățeni să facă o balanță în ceea ce s-a creionat în anii anteriori, cât eu eram în administrația publică locală, acum când am revenit în administrația publică locală și ce au creionat cei doi primari în perioada 2012-2016, pentru că au lucrat și au colaborat împreună. Și se vede, asta o facem pe acte doveditoare, nu pe povești și pe vorbe, da? Și îi provoc la o dezbatere publică și se spună în fața cetățenilor, băi, cât am lucrat noi doi împreună, da? Asta s-a făcut. Și eu fac dovada cât am lucrat eu cu vechiul primar și cu actualul primar, ce s-a făcut? Ca să le dovedesc că sunt un om promotor al proiectelor cu finanțare europeană și știu că fără acești bani o comunitate nu se poate dezvolta. Deci asta trebuie. Ei n-au înțeles aspectul acesta. Pur și simplu au crezut că cineva vine și le spune, băieți, nu vreți banii ăștia de la noi ca să faceți și voi ceva? Și au spus, cred că e prea multă muncă și prea multă birocrație să facem atâtea hârtii, mai bine nu facem nimic pentru comunitate. Deci cam asta este balanța pe care ar trebui să o facă cetățenii. Și eu o să ies public cu toate actele doveditoare și o să le arăt cetățenilor câte milioane de euro am adus în perioada vechiului primar, câte milioane de euro. Trebuie să prezentați la emisiune cu datele. La următoarele emisiuni vi le aduc și vi le prezint. Pentru că acum le dezbat și eu, le fac calcule și o să vadă fiecare ce rol am avut eu în administrația locală petriniană din momentul când s-au dat fondurile europene și până la ora la care vorbim. Și ce rol au avut cei doi cât au fost în administrația publică locală împreună, câte fonduri europene au putut absorbi. Mai mult de atâta, vreau să spun că oamenii, dacă vor să aibă în continuare un oraș lamentat, așa cum a rămas Petrila, pentru că eu în ultima perioadă, sincer vă spun, nu m-am mai implicat în relația cu actualul primar și nici n-am vrut să mai colaborez cu el. L-am lăsat să văd ce-l duce capul să facă în orașul Petrila. Știți ce a făcut? A tuns garduviu și a cosit iarba. Asta au fost realizările lui. Pensionarii i-a angajat de florile în oraș. Deci, ca să înțelegem un aspect, când lași un om să facă ce-l duce capul pe el în inteligența lui sclipitoare, asta a făcut. A cosit iarba și a tăiat frunza la câini. Deci să ne înțelegem, cetățeanul din Petrila trebuie să înțeleagă că dacă în următorii 4 ani de zile vrea să continue cu frunza tăiată la câini și cositul ierbii printre blocuri, asta o să aibă. De ce să nu avem o comunitate dezvoltată cum sunt alte comunități prin țară în care se poate să se facă lucruri bune? Vor să facă din orașul Petrila să aibă o comunitate dezvoltată și frumoasă, pot să o facă alături de mine. Vor să aibă o comunitate așa cum este Petrila la ora actuală, să-l aleagă pe actualul primar și vor merge încă 4 ani de zile cu orașul Petrila în forma în care este. Cu ruinele de la mina Petrila, promise de Partidul Social Democrat că le cumpără, nu le-a mai cumpărat, praf în ochii alegătorilor. Praf în ochi alegătorilor. Când tu ai o majoritate în Consiliul Județean, ai o majoritate în Consiliul Local Petrila, te bați cu pumnul în piept, eu fac, eu dreg. Bun, actual primar, ai fost acolo, da? Erau oamenii tăi. De ce n-ai făcut treaba asta? În 4 ani de zile te-ai lăudat, cumpără Consiliul Județean. A făcut ceva? A, acum spun că după alegeri, români, mai votați odată PSD-ul și veți vedea după alegeri cu ce minciuni vor veni în fața voastră ca să vă arate că de fapt a fost o gălușcă și praf în ochi aruncați în campania electorală. Haideți să fim oameni serioși și să gândim logic. Dacă vrem să avem o societate și o comunitate dezvoltată, trebuie să punem umărul la treabă toți. Nu trebuie să așteptăm ca primarul să facă. Trebuie să vină cetățenii. Există inițiativa cetățenească. Un grup de cetățeni din fiecare cartier pot să vină
în cadrul primăriei, în cadrul Consiliului Local și pot să inițieze proiecte. Asta nu știu cetățenii, pentru că de-a lungul timpului s-a împământenit ideea că doar noi, cei care suntem acolo, știm și ne pricepem să facem toate lucrurile din comunitatea locală. Nu este adevărat. Și mai mult de atâta, dacă cetățenii ar vrea să aleagă o echipă competitivă și competentă, eu sunt omul care în cei 4 ani de zile m-am coborât în fiecare comunitate, în fiecare cartier. Am fost omul care am umblat pe la toate blocurile, am umblat prin toate cartierele. Pe unde am avut lucrări, am fost prezent în fiecare zi, nu mi-a scăpat să nu verific șantierele. Da? Și dacă vor să aibă o echipă care să le pese de interesele lor și nu de interesele de grupuri, atunci să aleagă Dorin Curtean și echipa de consilieri ai Pro-România, pentru că eu încerc să-i formez pe acești oameni care nu sunt implicați politic, tocmai în vederea, și le-am și explicat, pentru ca să fii un consilier iubit de cetățeni, trebuie ca măcar o dată pe lună să treci prin cartierele de unde, din zona respectivă, și măcar să-i întrebi o dată pe oameni, domnule, ce nevoie aveți în cartierul acesta? În 20 sau 30 de ani de zile, îi întreb pe cetățenii orașului Petrila câți consilieri din cei 19 consilieri pe care are orașul Petrila i-au văzut vreodată în cartierele lor să-i întrebe de sănătate sau să-i întrebe vreodată, domnule, ce probleme aveți aici în cartier? Pentru că apoi să vină cu problemele respective în cadrul Consiliului Local și să ni le transmită pentru ca să putem rezolva acele probleme venite din partea consilierului local. Știți ce fac consilierii locali acum în cadrul Consiliului Local? Ridică doar mâna. În 4 ani de zile n-au avut nicio inițiativă. Da? Nici măcar o inițiativă. Să spună, domnule, vreau și eu să gândesc ceva pentru comunitatea asta. Toți cu 2-3 mandate. Sunt și consilieri dumneavoastră printre ei, nu? Cum? Pe printre ăștia. Da, și eu recunosc. Sunt 3 consilieri printre ei care la fel. Dar asta vreau să spun. Și măcar de acum să se deștepte acești consilieri, să înțeleagă că sunt aleșii comunității locale și că au obligația pentru mica aia indemnizație pe care o iau să meargă măcar o dată prin cartierele oamenilor să-i întrebe de sănătate. Bun, mai mult de atâta. Nu am văzut decât interese. Interese. Interese de angajări, interese de să-și rezolve problemele acasă, interese, interese, interese. Deci Consiliul Local a devenit un grup de interese al partidului care guvernează ca să căpușeze totul. Se poate. Păi dau 2-3 mandate. Inadmisibil așa ceva. Nu toți au câte 2-3 mandate. Sunt oameni care au 3-4 mandate și care pur și simplu n-au scos. Stai 12 ani, mai vii o dată, mai sunt încă 4 ani, mai tupeu să vin fața cetățeanului să-i mai spui ceva. Când ai făcut asta nimic. Mă deranjează pe mine când văd lipsa de interes pentru comunitatea noastră. Angajez consilier personal, scuză-mă, consilier personal, consiliere. Nu mai fi domnule, ăla nu știu cu ce m-a ajutat, pac, le-a consilier personal. Fata aia lui director la mine, a fost vorba directorul la mine, Alonia, să zic, îmi dau nume, consilier personal. Aduc pensionar cu 6.000 de lei, pensionar cu 6.000 de lei, îl angajez la primărie și te uiți la băieții acum schimbă becurile pe stâlp. Și mai e 2.000-2.500, corect? La Edil Press iarăți vă 3-4 pensionari care udă florile, cum vreți mai din aur. Merg dimineața, cască, udă florile, fac-o pe stâlp, trece, șutul, mai ia 2.500 de lei, pleacă acasă. Păi duce la privat, dacă mai vrei bani, la pensia asta, cum s-o moriți acum, la 6.000-6.500 de lei. Niciun aș mai angaja pensionarii la stat. Bă, dacă vrei să fii pensionar, păi ok, pensionar. Eu cunosc pe toți, n-am treabă că e personal ca nume, dar nu-i corect. Că... Acum, există, dacă există lipsă de personal și nu vor să se angajeze... Chiar că nu vreau alții să angajeze la... Bine, să schimbe atunci bucuri. Atunci n-ai încotro, decât să soliciți ca pensionar să vină și să-i angajezi. Într-adevăr, nu mi se pare corect ca într-un mediu de stat să păi mai lucreze pensionar. Da, poți să lucreze în mediu privat, fără nicio problemă, dar la stat e inadmisibil. Adică, cum zice și colegul Doru, au pensie destul de mare, e normal să vii la stat și să lucrezi. Dar am spus, nu sunt adeptul angajărilor la stat a pensionarilor, dar atunci când duci lipsă de oameni, atunci n-ai încotro și trebuie să angajezi și din cadrul oamenilor pensionari. Domnișoara Barb, ce proiect de suflet aveți pentru
să faceți în contextul în care o să ieșiți consilier local în echipa domnului Cortean. Ce proiect vă gândiți să aplicați pentru orașul Petrila, care credeți că ar trebui făcut? În primul rând m-am gândit să dezvoltăm zona turistică, agroturistică, să nu uităm nici de agricultorii noștri, pentru că sunt destul de mulți. Adică și la merită... zoocultorii, că agricultorii mai... Stați cuvântul zoo, că... O paranteză, hai să ne amuzăm un pic. Poate de zootehnică. Administratul județului vrea să facă grădină zoologică, n-a zis. La colonie. Nu știam. Deci, acum zile trecute a spus pe al post de televiziune. Ce, domnul Costela Avram? Da, face grădină zoologică în colonie la Petroșani. Vreau să fie primar. Da, unde... Nu știu, cred că, bine, știu care e maimuțele alea ale lui pe lângă el și papagali. Vrea să-i ducă acolo, îi bagi în colivie. Vă referiți la bine, animale, fac, nu referiți da, la nu, nu mă ajutați, știi, animale. Facem de asta. Nu, eu sunt la animale, mă referă, nu zic, da, animale, iar, da. Pasaje subterane până ajunge acolo. Pasaje subterane pe Petroșani? La unii calea ferată, semaforizată acolo în colonie. Și că vei merge prin pasaj subteran, da. Când ești acolo, pa, deja vezi maimuțe, papagali. Și metrou. Metrou nu zis, poate tura viitoare, că... Mandatul viitor. Da. Ieri vorbea de stadionul Viu. Întreba, de ce se întâmplă acolo dacă va fi el primar? Facem pepenieră. Am avut în ziar că... Pepenieră? Iasă pepenaș. Facem murături, scoatem pepeni roșii. Da, ce să... Asta a fost o paranteză, ne abuzăm. Da, deci, vă rog să continuați. Să reabilităm zonele turistice, ținând cont că vin și lucrez în mediul online. Consider că trebuie promovat. Și nu doar prin afișe sau lucruri offline, să ne bazăm pe online, pentru că trăim în secolul tehnologiei, mulți tineri, chiar și persoanele vârstnice deja au învățat să folosească și se bazează pe tehnologie. Cam la asta m-am gândit. Nu, apropo de fonduri europene, de startup-uri, nu s-ar putea face o... nu știu, o zonă... de gospodării agroturistice care să fie făcută ca un fel de stațiune, Deci nu neapărat pe startup-uri. Ele se pot accesa fondurile pe... Sunt axe de dezvoltare pe turism, pe agroturism, care până acum, într-adevăr, în zona noastră n-am putut să le accesăm pentru că noi am fost o zonă periurbană, adică cu localități aparținătoare zonei urbane și atunci n-am putut accesa. Acum am văzut anumite ghiduri care vor ieși, ghiduri de finanțare, care permit ca și zonele periurbane să poată accesa fonduri. Păi, să... mai curând în zona periurbană poți să faci agroturism, nu în oraș. Corect, așa este. Dar au reglementat puțin legislația și atunci au permis ca și zonele periurbane să poată să acceseze fonduri. Zonele limitrofe, nu în centrul orașului, exact, faci ca pensiuni. Să se poată dezvolta. Acum, cum este Valea Jiului? Valea Jiului este o vale în care sunt construite și blocuri și în jurul blocurilor sunt destule locuințe, case. Case mămurlănești, da, exact. Lucanici. Chiar de la noi din echipă, un tânăr, tot așa are o gospodărie țărănească rămasă de la bunici și chiar pe banii lui a făcut treaba asta acum. A dezvoltat o agropensiune turistică, dar nu cu o casă somptoasă, ci o casă țărănească. Erau colibele. Da, ceva tradițional și a introdus-o pe Booking, fiind și tânăr, a introdus-o pe Booking și are foarte mulți turiști, nu din zonă de la noi, turiști din țară, din străinătate, care vor să vină să locuiască 2-3 zile într-o casă de genul tradițională. Asta spun că mămârlanii din zona Petrile și a Văiciului până la urmă, că sunt foarte mulți mămârlani, pot să acceseze aceste fonduri tocmai în vederea dezvoltării pensiunilor agroturistice, mai ales că mămârlanii au și animale pe lângă casă și atunci... Cu plimbare, cu calul, căruța, axania... Exact, există mâncare... Așa e și Maramureș, că ai zis de Maramureș, aceeași chestie. Același lucru, mâncare tradițională care poate să fie... Seri folclorice în care exact, poți să vină să facă programe artistice... Și atunci eu cred că se foc de tabără cu barbecue, cu exact, o slană, o ceapă, o palincă. Domnul
domnul Curtean, cu care mă cunosc de ani de zile, suntem buni prieteni. Acum o spun ca să audă toată țara, de m-a invitat de ani de zile să particip la o seară la Stână, o seară folclorică cu mielul, cu purcelul și nu s-a pare, dacă o să primar, primar, o să pună poliția locală să ne facă focul. Da. Bine, facem noi focul. Glumim că suntem o televiziune cu vedere largi. Corect, așa este. Vreau să scot în evidență că oamenii pot să-și transforme locuințele proprii în pensiune. Adică exact. Despre asta e vorba. Vor ieși finanțări prin care pot să-și modernizeze casele de locuit în pensiuni. Despre asta e și vorba. Asta este pensiunea. Să modernizezi casa ta. Exact. Nu vrei nici treaba asta să o faci, să-ți modernizezi casa ta ca să aduci turiști. La parter stai tu și la etaj îți aduci turiștii. Și nu neapărat, uitați, am fost în zona Bran Moeciu, ați fost la Castelul Bran, probabil toată lumea. Ați văzut acolo că sunt pensiuni agroturistice. În curte, apropo de proiectele astea, pe fonduri și-au construit, deci avea o casă bătrânească unde locuiau băștinașii și ei m-au construit încă două case lângă, deci în aceeași curte. Deci erau încă două case pe care le închideau, întreaga casă, o închideau ca să stea în intimitate turiștii și veneau și le duceau de mâncare, le făceau micul dejun, se duceau și se duceau. La noi e problema cu infrastructura, aici e toată problema noastră, domnule Brar. 7 de neau care varză, câtă lume trece pe acolo. Am fost cu Dorin duminică, întrebați-l bar la bar. Domnișoara e din Jieț, din 7-a acolo, varză. Astea ar trebui făcute și... Am avut o întâlnire cu Corina Cărețu săptămâna trecută, așa. Știu că este o doamnă care s-a implicat enorm de mult pentru România. A fost comisar european și chiar pe fonduri europene și a avut o implicare deosebită. I-am și spus lucrul acesta, că dacă am urmărit vreun politician, am urmărit-o pe dumneavoastră, tocmai în vederea că mă interesau să văd ce fonduri europene alocă comunitatea europeană pentru România, care să poată fi absorbite și de comunitățile locale. Și numai de comunitățile locale. A discutat și despre drumul ăla, ai discutat cu ea. Și de partea privată, da. Și printre altele am și vorbit și de drumul DN7A, pentru că la rândul meu este un proiect de suflet al meu, care pe lângă domeniul Schiadnișurean, DN7A este un drum care chiar îmi pasă să-l aranjez. Pentru că noi putem dezvolta zona Cheile Jețului extrem de mult, foarte mult. Deci este un drum foarte tranzitat. Deci, duminică, am fost cu Doru și chiar am stat și ne-am uitat sute de mașini bară la bară și toate venite din alte localități. Tot alte numere, da, deci, și din Moldova am văzut. Deci, m-am și uimit și chiar le spuneam colegilor mei, zic, uitați-vă voi câte mașini tranzitează acest drum și nimănui nu-i pasă de el. Celelalte sunt bune, Vâlcea și cu Există o lege acum care s-a dat în 2020, legea 105, ordonanță de guvern 155, prin care administrațiile publice locale, printr-un parteneriat, pot să treacă în administrare astfel de obiective, implementează proiecte pe ele și le finanțează din proiecte, îl reabilităm, asta și îmi doresc să fac, vreau să-l preiau și să-l facem noi. Și apoi ele vin din nou transferate către drumurile naționale. Dar măcar știu că nu mai stăm și așteptăm după guvernanți, după politicieni, după nu știu care, nu s-a implicat nimeni. Acum trebuie să recunosc că în afară de un prieten bun de-al meu, Titus Corlățean, niciun politician din județul Hunedoara nu s-a implicat să-i pese vreodată de acest drum. Titus Corlățean nu este din județul Hunedoara. Nu este, dar fiind prietenul meu, m-a ajutat enorm de mult. Și eu îl apreciez pentru lucrul acesta, chiar dacă el este în PSD-ul, apreciez un om care m-a ajutat și a fost cu mine la ministere, s-a implicat, a pus o vorbă bună pentru mine. Din păcate, pe bugetul ministerului au fost 0 lei. Ca să dezvolți o zonă turistică, în primul rând trebuie să ai o cale de acces și mi se pare foarte foarte strategic să se finalizeze cât mai curând drumul DN7A și DN66A, pentru că
să creăm un culoar de la est la vest, nu? Avem un culoar de la nord la sud, să mai creăm un culoar de la est la vest, de așa natură încât turiștii să poată să acceseze Valea Jiului din orice zonă, sau din orice zonă, pentru că până la urmă te gândești și faci și calculul și la timp și la bani și zici, de ce să mă duc în Valea Jiului când pot să mă duc, că e mai aproape de mine, nu știu cine. Și oricum vin și așa, cum v-am zis, plin de mașini, apoi să ai drum bun, să fie infrastructură. Domnule, bănesc că dumneavoastră ce vă gândiți să faceți ca și consilier local? Cum ce ar fi Dorin, bine, în afară de drumul ăsta așa de nea care, despre care vorbeam, care domeniul drumul regelui, era drumul regelui, drumul da, Transalpina, către Transalpina. Transalpina. Da, bun, bun, s-a făcut, dar DN7A accesează drumul regelui, accesează drumul către către face legătura cu până la drumul către Sibiu, județul Vâlcea, către Vâlcea. Exact. Până acolo e problema, până la hotar cu Vâlcea. După aceea ai coală de hârtie. Da. Asta e problema. Ei au putut să facă. Aia, da, Oltenii trasat. Oltenii au putut. Exact. A fost acum la curent. Sigur că am fost. Azi, uite, trasat frumos, mergi, ai de capă, nu găsești drum așa bun. Și Oltenii au putut să facă tot felul, dar aici, în Rădoarea, nu prea s-a putut face. A fost pasat tot timpul. Ba a fost la Craiova, ba la Timișoara, drumul ăsta, ba peste tot. Da. O dau vina că Orban, că X, că Y, a fost de vină. Din păcate au pasat drumul de la unii la alții. Pentru că știau, când era la Craiova, știa, mă, Timișoara n-are bani, hai să-l pasăm acolo, măcar nu-l facem. Când termina banii Craiova, îl pasa Timișoara. Timișoara primea bani, fonduri ca dar să reacteze drumuri, dar ca să nu-l includă drumul acesta, îl pasa din nou la Craiova. Luați-l voi și faceți. Păi cum să facem? Zero pe buget. Voi aveți bani acum, da? Eu am stat și am discutat cu câțiva directori de la regionalele de drumuri și Craiova și Timișoara, care mi-au spus destul de clar, domnule, cineva nu are interes să vă facă drumul acolo. Clar. De ce? De ce oare? Sunt dezinterese. Bun, dar de ce să nu-l facă? Păi cum de ce să nu-l facă? De ce? Păi gândiți-vă că un drum de genul ăsta dezvoltă o comunitate. Da. Păi să nu se cine are interes să dezvolte Valea Jiului? Hai păi să fiți serioși acum. Are cineva păi, din păi orice guvern ar fi fost, au perindat toate guvernele. De asta la nivel de județ. Păi de ce nu? Niciun guvern nu a avut vreodată interes să dezvolte Valea Jiului. Domnul Urban, gândiți-vă că de-a lungul timpului, sunt 30 de ani de la Revoluție încoace, da? Au distrus tot în Valea Jiului. Și de ce au distrus tot? Pentru că mineritul a fost o forță, da? Mineritul a fost o forță, a fost o forță pe timpul lui Ceaușescu. S-a cam și autodistrus. Mineritul a fost o forță și după Revoluție. Domnul Bărănesc, mineritul s-a cam și autodistrus. Autodistrus că tot ei au... Autodistrus că asta e. Au distrus mineritul, ne-au distrus pe noi ca vale, n-au înlocuit cu nimic. Ne-au folosit ca masă de manevră, asta e problema. N-au înlocuit cu nimic mineritul. Erau 50.000 de angajați. Avem de gând să închidem mineritul în 10 ani de zile. Ei, în acești 10 ani de zile vă aducem alte fabrici și uzine. Nu da. Știu, facem avioane, facem baloane, dar facem ceva. Pe când n-au avut niciun interes și pot să mă judece, cine vrea să mă judece că sunt răutăcios cu guvernanții, cu toate partidele politice, pentru că n-au înlocuit nimic, n-au adus o alternativă la minerit. A trebuit să lase comunitățile locale să se, domnule, să-și dea cu capul de pereți toți, să gândească ceva ca să înlocuiască mineritul. Norocul nostru că oamenii iasă de tineri la pensie, da? Și supraviețuiesc în Valea Jiului, că au pensiile bune. Că dacă ar fi fost și asta o problemă, nu ar fi fost o comunitate moartă, Valea Jiului, la ora la care vorbim. Astăzi nu ne-am mai fi prezentat aici să le promitem oamenilor, nu știu ce promisiuni electorale, că le facem și le dregem noi. Și spun încă o dată cetățenilor orașului Petrila la care mă adresez, să nu uităm un aspect. Nimeni nu poate să facă nimic în nicio comunitate din Valea Jiului fără absorbția banilor europeni. Nimeni din bugetele locale nu poți să construiești absolut nimic în comunitate. Și vă spun și de ce. Pentru că toți banii se papă pe salariile angajaților din administrațiile locale care sunt sufocante de oameni, sufocante pur și simplu. Deci, nu numai la Petrila. Deci, se sufocă toate administrațiile din Valea Jiului. Pentru că toți au venit. Pila lui ăla, pila lui asta, pila dincolo, toate pilele astea au fost introduse în administrația asta trebuie locală. Să termine cu metrile astea. De ce sunt ineficiente în administrațiile publice locale? Pentru că au sufocat pe cei care au fost competenți acolo. Deci toți proștii ăștia care au fost angajați pe pile politice au sufocat
pe cei care totuși gândeau și judecau un pic lucrurile într-o administrație publică locală și făceau treabă. Pur și simplu, și cei care îi mai ducea mintea și creierul au spus, da, de ce să lucrăm noi pentru atâția proști? De ce? Și este și normal, domnul Cristi. Eu îi cunosc pe colegii mei, îi admir, sunt oameni serioși, marea majoritate a lor muncesc. Dar de-a lungul timpului au fost aduși oameni care taie frunza la câmp. Pur și simplu taie frunza la câmp. Salarii babane, da? Muncesc de să rup, își rup coastele, da? Și se întreabă de ce e ineficient o comunitate. Bun, mai pentru avem 4 minute. Nu fac nimic. Mai avem 4 minute. Hai să începem cu domnișoara Barb. Un ultim cuvânt înainte de sfârșitul emisiunii. Ce vă doriți să, cum vă doriți să iasă alegerile? Ce doriți să se întâmple? Îmi doresc să ca cetățenii să aibă încredere în noi. Suntem o echipă de tineri, dar totodată oameni cu experiență, în curs de dezvoltare, dar consider că asta, de asta are nevoie Petrila, să fim uniți, solidari și să aplicăm cât mai multe proiecte pentru dezvoltarea Petrilei. Regulă. Domnule Bălănesc, vă rog, în ultim cuvânt. În ultim cuvânt, rog cetățenii orașului Petrila să ne voteze. Suntem o echipă nouă, apolitică, cum a zis și Dorin Curtean. Apolitică, totuși, politică. Păi n-a mai făcut politică nimeni afară de el și de... Apolitică înainte să decât înainte, să România, da. Să zicem așa, suntem la primul mandat, da. Nu cu 3-4 mandate, că trebuie să subliniez tot timpul chestia asta, chiar e jenant, pentru că acum, dacă te uiți pe lista PSD-ului, numai s-au rotit. Că tot aia sunt. Ăla de pe 2, pe 5, ăla de pe 5, pe 3, dar e tot aia. Au un singur implant, pe Orus. Ăla a fost independent, dar și ăla, că uitam. A angajat Jurca nevasta, cumnatul, a devenit PSD-ist după 2-3 mandate de independent. Și uite așa, trebuie eliminat toată chestia asta. De-aia rog cetățenii orașului Petrila să voteze omul la locale, nu mai partidele, că dacă e de la PSD, nu contează cine e, votez că e de la PSD, că mi-a crescut pensia. Pe pensia nu s-a dat nici Jurca, nici Consiliul Local Petrila. E nu? E durat. Domnule Curtean, vă rog. Da. Mai dați-ne o oră, că mai avem de vorbit. Săptămâna viitoare. Uităm. Vin în fața cetățenilor, tocmai în ideea să analizeze foarte bine ceea ce le-am spus. Sunt un om care mă caracterizează seriozitatea și chiar nu trebuie să mergem pe promisiuni electorale. Știu că de fiecare dată în campania electorală toți vin și promit multe lucruri, promisiuni deșarte, adică care nu se pot realiza. Cred că ar trebui să fim rezonabili și să înțelegem că dacă punem umărul toți și contribuim la bunul mers al comunității, Petrila se poate dezvolta. Pe această cale îi rog să ne analizeze bine ca și echipă. Am lucrat mult în mediul online, am intrat în casele lor prin pliantele noastre, prin oamenii care i-am pe listă în echipa mea. Acum facem campania electorală prin oraș, o să ajungă și pliantele la fiecare. În luna fiecăruia și eu nu spun să ne voteze neapărat pe noi, însă îi rog pe cetățeni să analizeze foarte bine echipele de consilier și oamenii care candidează și să ne pună în balanță pe fiecare din ceea ce am spus eu, din ceea ce au spus ceilalți, ne pun în balanță și seriozitatea poate să facă declinul unui candidat. Și dacă oamenii sunt inteligenți și eu sunt convins că marea majoritate a cetățenilor Petrila gândesc inteligent și nu mai poate păcăli nimeni cu un mic pondere sau cu cremvuri. 50 de lei că la modă, să cumpere votul, până la urmă decizia este în mâinile lor și eu am încredere totală că ceea ce vor cetățenii orașului Petrila, noi trebuie să trăim momentul acela și să înțelegem că este alegerea cetățeanului și nu ceea ce vrem. Mulțumesc, domnilor, pentru participare la emisiune. Săptămâna viitoare ne vom întâlni din nou cu Dorin Curtean și echipa lui ProRomânia Petrila. Domnul și domnilor, asta a fost emisiunea de astăzi. Până la următoarea emisiune, vă doresc numai bine.